deja am început unde s-a asfaltat anul trecut, vom începe și vom schimba toate trotuarele. Deci vor fi trotuare noi, borduri noi și schimbate pe cele vechi și vom termina de asfaltat și sperăm anul viitor bordurile și trotuarele. Am fost, de exemplu, zilele trecute în cartierul Biruinței, care nu s-a mai asfaltat, spuneau oamenii de acolo, de 50 de ani. Dom'le, zice, ce ați pățit, ați început să asfaltați? Anul trecut am făcut Gheorghe Doja, care din 47 n-a mai fost asfaltată. Deci se pot face. Dacă este voință, v-am spus că asta e o ambiție a domnului primar, dacă este voință, se pot realiza lucruri, nu cu foarte mulți bani. Unde ne aflăm aici? Pe strada Primăverii și vom face tot cartierul. Deja în partea de sus s-a asfaltat, o să vedeți niște imagini. După care trecem în celălalt cartier. Deci vom asfalta cele 72 de străzi cum ne-am propus. 35% s-au făcut. Urmează și celălalt. În acest moment, muncitorii toarnă stratul de egalizare. Peste el va veni ultimul strat, cel de uzură. Se toarnă stratul de egalizare și pe urmă venim cu un strat de 5 cm de uzură. Încheiem strada care suntem și urmează cele adiacente. 3-4 străzi pe zi. Asta are ceva 200 de metri. Deci tot ne mutăm pe următoarea, tot așa, 200 de metri, 200-300 de metri. Mulțumim pe această cale și poliției locale, că ne ajută foarte mult ca să eliberăm mașinile care sunt pe carosabil și mergem, îi dăm drumul în continuare. Suntem foarte mulțumiți. Avem în sfârșit o conducere la primărie care are interes să meargă lucrurile frumos în oraș. Ce să vă spun? Strada dumneavoastră e asfaltată? Bineînțeles, uitați. E asfaltată, mai rămâne toaletat pe trotuare, nu știu, aia e treaba primăriei. Poftim? Cum arăta înainte? Dezastru. Uitați. De cât timp n-a mai fost asfaltată? Asfaltată n-a mai fost de ani de zile, dar cârpită la 2 ani așa. E foarte ok, că erau drumurile foarte afectate. Ați mai fost pe drumul ăsta vreodată? Da, da, e jale, era jale. La ce se comparație? La ce se vede, unde s-a asfaltat, e foarte bine, super. E foarte bine, că aici mai e și zona de deal, se corodează mai repede, așa un strat nou de asfalt, e foarte bine. Una peste alta, e bine reabilitatea? Normal că e bine, bineînțeles că e bine.